Cel mai afectat a fost satul Potopin al comunei Dobrosloveni. O casă a fost avariată de apele revărsate, iar 7 anexe, 14 grădini și 6 fântâni au fost inundate. Pompierii au acționat pentru a sanare apei din 3 gospodării. Au fost afectate anexe gospodărești, beciuri, dar și cele 3 locuințe. În total, pompierii au acționat pentru a sanarea peste 500 de metri cub de apă. S-a intervenit cu o auto specială de intervenție, un autocamion și 2 motopompe transportabile. Probleme au fost și în satul Dobrosloveni, unde o parte din drumul comunal a fost afectată de inundații. O echipă formată din reprezentanții prefecturii, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Sistemului de Gospodărire a Apelor și Cadastru va merge în zona afectată pentru evaluarea pagubelor.